Hei, salutare oameni buni! Cum ați început această dimineață, această săptămână productivă? Am obosit rău de tot cu butoiul acesta, dar nu-i nicio problemă. Și frică aici, mă, frate, mă. Băi, fraților, nu înțeleg. Mamă, am văzut negru în fața ochilor! Te luminezi eu, băi, Leo, băi. Wow, salut, Dane! N-am văzut doar negru, am văzut și Dan. Mulțumesc. Fii atent, am un cadou din partea mea. Este vorba de un rucsac Edu Jobs pe care... Excepțional, frate, excepțional. Să filmezi cu Dan Negru înseamnă să ai emoții și să înțelegi că creativitatea, energia pozitivă și toate cele l-au dus la această carieră de succes. Salutare, oameni buni! Cum ați început această dimineață, această săptămână productivă? Nu știu, știți că nu am început cu butoiul acesta, ci acum plec. Dar fii atent, înainte de toate vreau să spun că am început cu o ședință motivantă cu angajații de la Edu Jobs. Ce înseamnă Edu Jobs? Înseamnă așa, misiunea noastră este să dublăm veniturile salariale ale românilor. Dar care români? Aceia care sunt dedicați învățării, dezvoltării personale și profesionale. Păi știi de ce? Pentru că pe Edu Jobs vei avea cursuri. Nu numai cursuri, podcast, interviuri motivaționale. Și fii atent, acum merg să filmez un podcast și un interviu motivațional cu cine crezi? Nu spun. Am obosit rău de tot cu butoiul acesta, dar nu e nicio problemă. Și fiți atenți, îl voi duce la mașină pentru că soția mea va merge acasă și eu voi merge să filmez alături de unul dintre cei mai apreciați oameni din televiziune. Vino mai aproape, Mihai, vino mai în față, te rog. Și fiți atenți, ce vreau să vă spun. De dimineață am venit cu mașina soției, de fapt BMW-ul, dar acum plec cu Dacia, fraților, pentru că, în general, îmi desfășor activitatea mergând cu Dacia, mai ales la podcast, la interviuri, la cursuri. Așa că nu-i problema. Și butoiul ăsta, știi cum e? Băi, într-un business, să știi că nu e ușor, frate, știi de ce? Pentru că într-un business, în realitate, e greutate, da? Și Dacia la fel. Dacia am achiziționat-o, vină în partea asta la altă, Mihai. Am achiziționat-o ca să-mi dau seama atunci când rămân în pană, că așa e și în business. Mai rămâi în pană, nu toate sunt roze. Gata, am reușit să las butoiul aici, în corbagaj, în BMW. Mai departe îi las BMW-ul soției. Și ce credeți? Eu merg cu Dacia, fraților. Haideți să vedem dacă pornește, că motorul este rece. Hai, iubirea mea, să vedem dacă pornește. Dar tu pleci cu Dacia, da? Cu BMW-ul. Stai, că am glumit. Te iubesc. Hai, ai grijă de tine. Hai să mergem cu Dacia. Știi cum e? V-am spus și vă mai spun. Dacia am achiziționat-o ca să-mi dau seama atunci când rămâi în pană sau când nu pornește. Așa e și în business. Nu toate sunt roz. Cine crede că toate sunt roz în business, înseamnă că n-a făcut un business. Hai să vedem despre ce este vorba. Se închide corect, cum trebuie. Dar fiți atenți, vino să vezi. În primul rând, hai să vezi așa. Ia uite. Tragem șocul, da, cum e normal. Și fiți atenți. Brum, 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 brum. Hai, tata, hai, pornește. Hai, nu mă lăsa. Nu mă lăsa în drum. Te rog, te rog. Aaaa, dă-te mai în spate, Mihai. Nu m-a lăsat în drum, vecioara. Hai să mergem. Mergem să registrăm cu unul dintre cei mai apreciați oameni din televiziuni. Din televiziune, cum vreți voi să o luați. Haideți, haideți. Și uite Edu Jobs-ul, uite Edu Jobs-ul, BMW-ul. Ce credeți? Haideți. Haideți să vedem, fraților, cu cine filmăm astăzi. Fiți atenți, fiți pe fază, fiți atenți despre ce este vorba, pentru că, în realitate, este vorba despre un om care are succes în ale televiziunii. Mamă, stai puțin, dar e prea întuneric aici, mă, frate, om. Băi, fraților, nu înțeleg. Mamă, am văzut negru în fața ochilor! Te luminezi eu, băi, Leo, băi. Wow, salut, Dane! N-am văzut doar negru, am văzut și Dan. Mulțumesc. Fii atent, am un cadou din partea mea. Este vorba de un rucsac Edu Jobs pe care vreau să ți-l dau. Și atenție, asta nu-i tot. În rucsac avem ceva... Nu-mi spune, îl deschidem când... Gata, îl deschidem începem... acum. Bun. Hai să-l deschidem acum. Acum vrei să-l deschidem? Da, să-ți arăt despre ce este vorba, pentru că noi vrem să îmbinăm modernismul cu istoria de-a lungul miilor de ani. Despre asta e vorba. Am rugămintea să-l deschizi. Fiți pe fază până la sfârșit. Este vorba de cel mai apreciat prezentator TV, cel mai apreciat om din televiziune, este vorba de Dan Negru, care deschide rucsacul Edu Jobs! Ce avem noi aici? Fraților, este vorba de Biblie. Frumos, bravo. Ce părere ai, Dane? Bravo, educație fără religie e greu. Foarte bravo, greu, frumos. Și atenție, asta nu-i tot.
De fiecare dată când rămâi fără baterie, ai posibilitatea să pui acest power bank, ca să cablu de date. Am înțeles. Și să-ți încarci telefonul. Hai să începem treaba. Haideți să începem. Doamne ajută, Dan Negru îl avem în prim plan și va fi pe platforma EduJobs. Haideți și voi. Am terminat cu Dan Negru. Acum trebuie să mergem înapoi la birou să vedem ce au făcut angajații noștri, pentru că au target, pentru că intenția noastră este să punem la dispoziție cât mai multe locuri de muncă pentru români. Și nu doar locuri de muncă, ci locuri de muncă bine plătite. Uite cum merge Dacia. Dan Negru, un om de nota 2750. Energie pozitivă, creativitate, inovație. A zis bravo Leo, aici pe drumul cel bun. O să vedeți în podcast, o să vedeți pe platforma EduJobs. Haideți la birou. Excepțional, frate, excepțional. Să filmezi cu Dan Negru înseamnă să ai emoții și să înțelegi că creativitatea, energia pozitivă și toate cele l-au dus la această carieră de succes. Sunt de acord cu voi că foarte mulți influenceri au creativitate și toate cele, dar omul acesta are cea mai lungă perioadă de televiziune, cel mai longeviv prezentator. El a prins foarte multe generații. Gândiți-vă că el de 30 de ani este în televiziune și pe lângă asta acum face niște vloguri senzaționale. Dan Negru, vă zic, pentru mine este un model de succes și ca energie și creativitate și toate cele și carismă și ce vrei tu. Haideți să vedem ce fac angajații aici la noi la birou, pentru că după acest interviu motivațional, după acest podcast cu Dan Negru, pot să spun că m-a motivat mai mult să merg pe partea de creativitate și să înțeleg că inovația și adaptabilitatea sunt elemente extrem de importante. Deschide că am uitat cheia în mașină, Mihai. Și uite cine a venit la mine la birou să stăm peste program. Cine a venit? Eu. Vicențiu! Cu soția mea frumoasă. Pentru astăzi vom sta peste program la muncă. Vom lua o carte, vom citi împreună. Eu despre business și ție o să citesc o poveste. Vrei? Da. Ce poveste vrei să citesc? Zi tare. Zi tare. Ce poveste vrei? Cu lupul? Da. Ia cântă pe aia cu lupul. Ia, cum e? Cu lupul. Nu, trei e. Cum e mai aia cu trei? Trei e. Cu cuiet. Să mă vedei cuiet. Că mama m-a dus. Oh. Hai, du-te și pitește-te, ne facem lupul. Tu, eu sunt lupul? Tu ești. Haide, eu sunt lupul, hai. Hai, du-mă, tu cântă. E mama? E mama! E mama, mă, tu să-i deschid, mama! Gata, l-a prins! E duminic! Fraților, eu am rămas peste program, toți colegii au plecat acasă, după cum puteți observa, și atenție! Vreau să vă spun că și Mihai, colegul meu, trebuie să plece acasă și fac o încheiere aici cu familia la birou, pentru că eu vreau să mă mai joc cu Vicențiu și n-am terminat de muncă. Chiar vă spun sincer, mai am de muncă. Unii care cred bine, unii care nu, asta e, dar fii atent! Opa! Hai, Vici! Uite aici și timp frumos! Hai!